Acum imaginați-vă că mie mi-e frică de întrebările astea, în sensul că întotdeauna în astfel de situații se pun întrebări la care nu există răspuns. Ele se învârt și se repetă aproape întotdeauna. În general, întrebările care se pun într-un astfel de context nu sunt întrebări al căror răspuns e alb și negru, ci sunt întrebări care se scaldă într-o mare de gri, unde contează încredințarea personală, contează rânduiala bisericii și contează principiile lui Dumnezeu. Dumneavoastră faceți diferența între aceste trei elemente? Asta e așa de important încât rezolvă o grămadă de probleme din viața personală, din familie, din biserică și în raport cu Dumnezeu. Lăsați-mă să pun în hold un pic întrebarea fratelui cu îngăduința dumnealui și a fratelui păstor și să spun numai două, trei vorbe despre chestiunea asta. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le stăpânim. Primul lucru sunt principiile lui Dumnezeu. Al doilea lucru este încredințarea personală. Și al treilea lucru e rânduiala din adunare. Biblia conține principiile lui Dumnezeu. În general, ele sunt verbalizate, scrise cel puțin o dată, dar sunt scrise de mai multe ori. Ele sunt valabile pentru toate timpurile și pentru toate locurile. Ele nu pot fi desființate, ele nu pot fi schimbate, ele nu pot fi amendate. Ele sunt eterne. Ele sunt scrise negru pe alb în cartea lui Dumnezeu. În afară de principiile lui Dumnezeu, sunt lucruri în viața noastră în care noi avem nevoie să știm aici cum e așa sau așa. De pildă, port cravată sau nu port cravată? Femeia, bărbatul, purtăm verighetă sau nu purtăm verighetă? Dacă vrei să te uiți în Biblie, cum răspunzi cu principiile lui Dumnezeu? Că nu poți să răspunzi. Apoi, nunta, binecuvântarea, botezul, înmormântarea. Cum trebuie să se desfășoare în biserică? Biblia nu spune nimic. Atenție, Biblia spune ce să faci, dar nu spune cum să faci. Spune să faci botez în apă, dar nu spune cum. Eu la Giurgiu, pentru că aveam o bisericuță mică și n-aveam baptistier, am făcut o cutie din lemn, am pus polietilen în ea, am pus apă și era cam până pe aici. Intra singurul candidatul pe o scară, cobora acolo, eu stăteam în afară, că nu încăpeam amândoi, și când îl atingeam pe cap, el se punea, se făcea, cum se spune? Ghem. Se băga singur în apă. Situația în care am început biserica ne-a obligat la modul ăsta de a boteza. Dar credeți că n-a primit Domnul botezul ăla? Ba da, l-a primit. Important este să se bage în apă, să se scufunde. Nu cum la pleacă pe stânga, pe dreapta, 2-1 sau... Biblia nu spune cum să faci o nuntă, un botez, o binecuvântare sau o mormântare. Spune să le faci. Ce spune Biblia să faci se numește funcție. Cum spune Biblia sau cum ar trebui să spune Biblia se numește formă. Biblia nu vorbește despre forme. Biblia vorbește despre funcții. Ce să faci? Într-un fel se fac aceleași lucruri în Africa, în Asia, în Europa sau în America. Formele în care se fac lucrurile sunt diferite. Avem pe unul dintre pastorii noștri care a fost acum în Seul la o sărbătoare acolo și a fost mai mult pentru ca să... Coreenii au prezentat o conferință despre cum să influențezi deciziile guvernului și răspunsul era mergeți și faceți parte din guvern, că dacă sunt acolo doar necredincioși, ei nu vor face voturi pro-biserică, ei fac voturi împotriva bisericii, că nu sunt credincioși. Și el spunea despre obiceiurile lor, care sunt extrem, extrem, extrem de diferite în multe feluri. Formele sunt diferite. Am fost în Africa. Am fost în Mozambic și am vizitat biserica unde ne-am dus acolo. Era o casă din pământ fără geamuri și uși, doar cu găurile, doar cu orificiile. Pe jos era pământ și oamenii ăștia aveau un fel de lighean. Un fel de lighean, aia era toba și unul bătea în ea, un copil bătea în ea, era singurul instrument,
era ritm, dăteau ritm acolo, și ceilalți cântau. Și cântau dansând și tăvălindu-se pe jos, un fel de breakdance. Era un praf de nu puteam să mai respir. Cântau într-una și se rugau și dansau și se legănau. Atât de tare m-am ispitit, mi-am pus degetele astea în urechi și pe astea la alte la ochi și încercam să mă concentrez, să mă rog și nu puteam. Și în sfârșit m-am culcat. Am avut niște experiențe îngrozitoare noaptea aia cu niște păienje încât mâna așa mari, erau 7 pe perete, nu prea se mișcau prea repede, dar oricum a fost, în sfârșit, e complicat acolo. Și la ora 3 m-au trezit niște strigăte. Noi eram într-un fel de chem creștin, unde era Simona Caba, dacă o știți pe Simona Caba de la Oradea, și acolo era și un fel de școală. Noi făceam o școală, un curs unde veneau familiști ca acum și studenți. Și erau acolo cazați și la ora 3 ăștia s-au trezit la rugăciune. Rugăciunea lor aproape că era aceeași. Toată lumea se ruga o brigadă seniore, o brigadă seniore. Eu nu știam ce înseamnă o brigadă seniore, atunci înseamnă mulțumesc, Doamne. Oameni buni, ăștia s-au rugat de la 3 până la 7 o brigadă seniore. De la 3 dimineața până la 7 dimineața, răsuna o brigadă seniore. Am început să plâng acolo în patul al meu din tifon unde eram. Și m-am gândit, mă, dar ăștia de ce mulțumesc, mă? Cei mai mulți oameni pe care i-am vizitat erau în buș, în pădure, n-aveau pat, n-aveau farfurie, n-aveau lingură, n-aveau furculiță, n-aveau cuțit, n-aveau nimic, 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 nimic. Am vizitat o soră care avea 7 copii și când ne-am dus, mai era un baby mic acolo și a întrebat-o Simona, dar ăsta al cui e? Și e al meu. Da? Parcă bărbatul tău e mort. Zice, a trecut un om pe aici. Am încercat să interpretez, să hermeneutizez ce înseamnă a trecut un om pe aici. Dar ce copilul mai mare unde ți-e? Zice, în pădure. De când? Nu știu. Deci tu câți ani ai? Nu știu. Și oamenii ăștia s-au rugat 3-4 ore, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. Atât de tare m-am umilit și mi-a părut rău că i-am judecat pentru închinarea lor. Mi-ar fi plăcut să am entuziasmul lor în rugăciune, dependența de Dumnezeu în maniera lor și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru multe lucruri pe care eu le am. Ei nu au pentru ce să se roage. În fiecare zi cumpăram o capră. Pentru ei toți dormeau pe jos pe acolo și ei o găteau. Nu, n-a gustat niciunul dintre noi nimic de acolo, că nu puteai să guști. Era, nu poți să înțelegi nimic, numai dacă te duci. Dar am plecat de acolo așa de umilit pentru că suntem tentați să-i judecăm pe oameni pentru formele lor. Însă dependența lor de Dumnezeu, credincioșia lor și starea lor de mulțumire într-o condiție de sărăcie disperată mi-au dat o lecție grozavă. Principiile lui Dumnezeu sunt cele scrise în Scriptură. Încredințările personale se referă la lucruri asupra cărora nu se referă un principiu biblic. Încredințările sunt personale. Nu le poți predica și nu le poți impune altuia. E personal dacă vrei să porți cravată sau nu vrei să porți cravată. E personal. Nu ai dreptul să-i spui nimănui pentru că fiecare are drept personal să hotărască asupra unui lucru unde nu e un principiu biblic. Când e vorba de biserică, marea majoritate a încredințărilor personale devine rânduială duhovnicească. În mod deosebit, la decizia conducerii bisericii, a păstorului, a conducerii bisericii, așa se face că fiecare biserică are o rânduială bisericească, poate puțin diferită de altele, cu privire la nuntă. Noi, de pildă, suntem mai conservatori cu ceea ce se numește goliciunea femeii, cu îmbrăcămintea. Noi suntem mai conservatori. Stăm în capul la mirese să fie îmbrăcate mai decent și, în general, surorile. Dar e bine să înțelegem aceste trei lucruri pentru ca să știm de unde să le luăm și cum să ne comportăm. Asta nu este negociabilă pentru că asta este spusă de Dumnezeu. Asta este o chestie personală, dar sub trei condiții. 1. Încredințarea trebuie să fie personală. Încredințarea nu poate să fie să facă competiție la un principiu biblic. Dacă există un principiu, asta se retrage. Și încă ceva, încredințarea personală trebuie să fie decentă. Nu pot să spun că eu am încredințarea să vin în pantaloni scurți aici. Și încă un lucru, încredințarea personală
trebuie să fie flexibilă. Să vă dau un exemplu din Biblie. Pavel spune că el mănâncă carne. Era în vremea în care se făcea trecerea de la mâncarea necurată la mâncarea normală. Și el spune, eu mănânc carne, am libertatea să mănânc orice fel de carne. Dar dacă mă duc într-o biserică unde marea majoritate a membrilor bisericii nu mănâncă carne, eu voi renunța la încredințarea mea și nu voi mânca nici eu, pentru că să nu-i ofensez pe ei. Aici nu e vorba că e cineva acolo care se supără, unu sau doi, ci e vorba că marea majoritate a comunității nu mânca carne pentru că ei credeau că e păcat. Vreau să vă spun că sunt biserici în România unde eu, dacă mă duc, îmi scot verigheta. Și nu fac asta din ipocrizie, pentru că ei știu că eu port verighetă. Ei mă văd că eu port verighetă. Dar eu vreau să-i respect pe ei, pentru că ei toți cred așa, vreau să-i respect pe ei și de asemenea vreau ca predica mea să fie ascultată, pentru că ei, văzându-se respectați, vor înțelege că eu am respect față de ei și atunci ei vor avea respect față de mine. Aceasta e diferența între principiu, încredințare personală și o încredințare bisericească, care se numește rânduială bisericească. Rânduiala bisericească, să nu-l mai întrebați pe păstor unde scrie în Biblie, că nu e din Biblie. Principiile sunt scrise în Biblie, dar în Biblie scrie să faci nunta, dar nu spune cum. De aceea e nevoie apariția unor reguli pe care le iau oamenii. Când le-au luat bunicii noștri, au fost mai înguste, știți bine, chelie, fără ciorap, fără radio, fără bicicletă, fără tablou pe pereți, fără porțelanuri, fără ceasuri și fără multe lucruri. Aia a fost rânduială bisericească, că doar nu scrie în Scriptură să te tunzi la chelie. Haideți să revenim. Întrebarea pe care a pus-o fratele e o întrebare care vine din zona, nu vine din zona principiilor decât într-o foarte mică măsură, dar restul vine din zona încredințării personale și rânduielii bisericii. Când v-ați referit la vopseluri, v-ați referit la cosmeticizare personală, la tot felul de make-up și așa? Da, de ce altfel mai pot fi decât make-up să-și facă o femeie? Altceva ce poate să-și facă? Ok, deci vă referiți la ciuf, la față și vă referiți la unghii. Orice biserică are probleme cu treburile astea. Spuneam mai devreme că femeile și mai ales unele dintre ele se apleacă destul de mult, uneori chiar trecând dincolo de linia de conveniență, cu privire la anumite comportamente. Noi le cerem femeilor să nu-și facă unghiile sau, dacă își dau cu lac sau și le îngrijesc un pic, să nu le facă cu culori diferite, să nu vină negre, verzi, albastre, roșii, culori așa stridente. Pentru că sună destul de ciudat într-o biserică să vii așa de împopoțonat. Însă oamenii sunt de multe feluri. Noi la biserică le cerem femeilor să facă treaba asta. Acum, haideți să vă întreb, de ce credeți că își fac femeile albastru aici la ochi și roșii aici la buze? Dumneavoastră, ce părere aveți? De ce se fac așa? La modul general veți răspunde ca să fie frumoase. Dar eu vă întreb, dar de ce nu sunt frumoase să... Nu, dacă vă dau exemple, vă jignesc. De ce neapărat la ochi și la gură? De ce nu-și fac ceva la nas, la urechi, la obraj, la barbă, la frunte? De ce doar la ochi și la gură? Nu, vorbesc foarte serios. E important să înțelegem fenomenul, oameni buni. Dacă am înțeles fenomenul, atunci noi stăpânim problema, nu ea ne stăpânește pe noi. Pentru că astea sunt cele mai erotice părți ale capului nostru, ochii și gura. Orice bărbat știe, uitându-se la o femeie, că ăsta este adevărul. La fel stau lucrurile cu picioarele, cu pantofii, cu toc și cu altele. Nu dau eu exemple acum aici, că scopul este să răspund scurt la o întrebare atâta cât știu eu. Ce cred eu este următorul lucru? În mod normal, simplitatea este ideală. Simplitatea este ideală. Cred că o femeie, dacă este duhovnicească, se va îmbrăca în manieră duhovnicească. Dacă nu este duhovnicească, atunci va trebui să se pună presiune pe ea. Și dacă nu pune soțul care ar trebui să pună, atunci va trebui să pună pastorul sau conducerea bisericii sau o femeie mai în vârstă din adunare. Însă, ce nu vine din convingere e mai complicat.
Eu cred că ar trebui să ne îmbrăcăm într-un fel mai simplu, să fugim de extravaganță, să fugim de extreme, să fugim de indecență și mai ales de goliciune. Corpul unei femei trebuie să fie acoperit în biserică ca să nu ispitească pe bărbați în locul ăsta unde ei vin să se închine. Cam așa răspund eu la întrebarea asta. E o întrebare dintr-o zonă gri, depinde de bisericile liberale nu au probleme cu treaba asta. Bisericile conservatoare au reguli mai stricte. Bisericile mai între cele două părți pendulează și ele între... Cam așa răspund. Cineva spune, dacă putem să dăm exemple concrete, de situații în care soția ar trebui să arate respect. Păi până mâine vă dăm exemple. Scot pe frătați aici la microfon și dumneavoastră vă notați. Vă notați pe 10 hârtii. Ascultați-mă. Primul lucru care se pierde într-o relație de cuplu și ăla este semnul că a început valea, este pierderea politeții. Știți ce înseamnă să fii politicos? De obicei, noi nu suntem politicoși între soț și soție. Apare obișnuința, apare rutina, până când devine relația banală, devine așa goală. Ei, când se pierde politețea, să știți că linghișpirul a început să se învârte. Extrema cealaltă este o familie toxică. Toxic vine de la otrăvit. O familie toxică începe cu indiferență, nu cu ura. Opusul iubirii nu-i ura, este indiferența. Indiferența ucide. Pentru o femeie, indiferența este înspăimântătoare. Pentru noi bărbații, nouă ne place că noi adorăm liniștea, sertarul ăla cu nimic în care vrem să fim liniștiți, dar pentru o femeie, ea se simte singură și neiubită atunci când suntem indiferenți. Cum ai putea să-ți manifesti respectul față de un bărbat? În primul rând să-l validezi. Adică, dacă un bărbat trăiește pentru performanță, imaginați-vă că cineva câștigă campionatul mondial de ce? De not. Și pur și simplu după ce se termină meciul, crainicul mai spune două, trei vorbe, spune mulțumim frumos că ați fost aici, mulțumim și concurenților, să vă salutați familiile din partea noastră, la anul urmează un nou concurs, la revedere. Cine credeți că ar mai face la anul următor efort să iasă pe locul întâi, dacă locul întâi pentru care ăsta a muncit era să-i pleznească fierea în el, a fost nebăgat în seamă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic? Vă faceți aminte cât bâlci este pe tema la locul 1? Păi o lună de zile nu mai poți să deschizi internetul că l-ai moțcu cu cununa pe cap și în vârful la... Ăla e onorat pentru ca să dea valoare la locul 1, să devină dorit. Ei, dacă vrei să-ți respecti soțul, toate lucrurile pe care le face, apreciază-le. Adică îi spune, măi, am văzut că ai schimbat becul ăla. Mulțumesc frumos. Am știut eu că o să-l schimbi. Sau apreciez că m-ai ajutat. Apreciez că ai făcut lucrul ăla. Nu-i nevoie să spui multe cuvinte. Un bărbat nu va interveni să facă un lucru decât atunci când va constata că este necesar să-l facă. Gândiți-vă la următorul lucru. Se urcă în avion un bărbat și o femeie. Amândoi vor să-și pună geanta sus. Și amândoi sunt puțin mai în vârstă. O văd pe femeia asta că vrea să-și pună geanta, ce credeți că o să fac? O să mă ridic și o să-i spun, îmi permiteți să vă ajut? Și ea o să se simtă foarte apreciată, complimentată și o să spună, da, mulțumesc frumos. Acum ea se așează și bătrânul urmează să-și pună geanta. Mă ridic și îl întreb, sir, permite să vă ajut. Ăsta se va uita la mine și a zis, ce bă, mă vezi așa lovit în aripă, de nu mai sunt în stare să-mi pun geanta, vezi de treaba ta, bă, prietene, sau vrei să te aranjezi? Doi oameni, unul se bucură că i-am luat geanta și unul se face foc și pară. Sesizați? Un bărbat nu are nevoie să fie ajutat nici viu, nici mort.
El nu are nevoie niciodată, el nu are nicio, el poate orice, el e suficient, el... Așa-s bărbații. Bărbații sunt persoanele care trăiesc pentru performanță. Orice performanță de care știi, trebuie să-i amintești. Asta este cea mai înaltă formă de respect. Validează performanța lui. Indiferent că e mică să schimbe un bec sau pur și simplu a construit o casă sau a venit cu 10.000 de dolari într-o zi acasă. Mă gândesc că nu i-a furat. Orice lucru care validează competența lui, curajul lui, munca lui, efortul lui, orice, dar absolut orice. Bărbații au aceste trei probleme. Una este legată de intimitate, una este legată de mâncare și una este legată de validare. În afară de astea trei nu mai e nimic. Imaginați-vă o mașină din 1925, care toate lucrurile erau la manivelă. La manivelă pornea, la manivelă se lăsa geamul jos. Cam așa este un bărbat. Simplu, simplu, simplu. Fără niciun buton. Femeile sunt așa de sofisticate ca ființe. Imaginați-vă cel mai nou Mercedes sau eu mai știu ce vrea să facă Elon Musk acum. O grămadă de butoane de trebuie să fii inginer ca să știi să le folosești. Foarte, foarte, foarte plină de senzori și de tot felul de miroase, simte, e prea cald, e prea rece. Păi să vă spun ce pățesc eu cu Carmen. Carmen e nevasta mea. Eu am început să îmbătrânesc și spre seară mi se consumă energia și mă ia cu frig. Și când mă duc în dormitor, geamul deschis la perete. Carmen, de ce e geamul deschis? Să intre aer proaspăt. Aer proaspăt? Dar aerul ăsta care a fost înainte, cum a fost? Deci e frig de nu pot să stau. Să intre aer proaspăt. Eu nu l-aș deschide. Iar dacă îl deschid, îl deschid dimineața când mă îmbrac și plec și într-un sfert de oră aș veni repede înapoi să-l închid. Ea nu poate, nu poate, spune mă sufoc, deschide geamul. Și Doamne ferește să nu se întâmple ceva, deschid geamul. Dar tremur ca varga. Cum aș putea fi atrăgătoare soțului dacă sunt mai plinuță? Stați să ne înțelegem, stați un pic. Vă rog frumos, să citim cu compasiune această întrebare. Acum, dumneavoastră, imaginați-vă că persoana care a scris acest bilet nu i-a fost ușor să-l scrie. Dar a crezut în întâlnirea noastră, a crezut în spiritul nostru frățesc și de dragoste și s-a gândit să întrebe dacă tot ne-am întâlnit pentru chestiuni de genul ăsta. Să știți că noi zâmbim. E adevărat că zâmbim. Și zâmbim unii că suntem acolo și unii că suntem în partea cealaltă. Dar indiferent unde suntem, trăim într-o lume unde estetica a devenit idol. Când bunica mea era de vreo 50 de ani, 40-50 de ani, era următoarea vorbă. Frumoasă și grasă. Atunci să fii o femeie durdulie, pufoasă, dolofană, era moda timpului. De ce? Se muncea mult la câmp, totul era muncă manuală, era greu și trebuia să fii o femeie puternică să-ți faci treaba. Astăzi, foarte multe doamne nu prea muncesc, stau mai mult pe acasă, domnii câștigă mulți bani și sigur că atunci se uită la Hollywood, la... doamnele de acolo și ne ducem în direcția asta. Nu vreau să vorbesc împotriva la vremea bunicii sau la vremea asta, fiecare e treaba lui. Ce vreau eu să spun este că nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Depinde de soț. Soția mea este o femeie frumoasă și pufoasă. Frumoasă și pufoasă. Și dacă e frumoasă, nu mai mă interesează cum este. Soția mea nu poate fi urâtă. M-auzi? Soția mea nu poate fi urâtă. Dacă o să aibă 150 de kilograme, ea nu poate să fie urâtă pentru mine. Există un detaliu în viața mea pe care îl pot neglija, cum pot neglija
Nu știu ce exemplu să dau. De ce? Pentru că eu sunt în raport cu ea la un alt nivel decât să mă împiedic de un lucru pe care ea nu-l poate controla. Nu vreau să încurajez neapărat a fi într-un fel sau în altul. Dar când eu îmi iubesc soția, pot să accept lucruri pe care ea nu le poate controla. Nu iubesc pentru cum arată. Am iubit-o cândva pentru cum arăta, dar atâta știam atunci. Astăzi, nu că nu mă interesează. M-ar interesa dacă aș vrea, dar nu vreau. Aleg să nu vreau să mă intereseze treaba asta. Pentru că nu vreau ca stima mea față de doamna mea să fie afectată. Nu vreau să se vadă cu handicap și o persoană pe care eu o suport, o sufăr că n-am încotro. De aceea, eu încerc să o ajut pe ea și atunci ea se luptă cu kilogramele și eu mă lupt cu atitudinea. Eu trebuie să o iubesc pe această femeie că este singura mea soție. Trebuie să-mi găsesc plăcerea în căsătoria noastră și trebuie să fie cea mai frumoasă persoană din viața mea. Altfel o să-mi întorc capul după altcineva, altfel o să mă simt frustrat, altfel nu o să mai meargă relația intimă, nu o să mai meargă nimic, că eu am o problemă. Nu, eu nu pot avea o problemă în relația cu soția mea. Pentru mine nu contează treaba asta. Pentru că eu vreau să nu conteze. Dacă ar fi o chestiune să-și schimbe o rochie, e acum în albastru, și să se schimbe în roșu, că așa îmi place mie, i-aș cere să facă treaba asta. Femeia asta toată viața a avut diet. Și acum țin minte, avea un fel de diet de 13 zile. L-a ținut de sute de ori, toată viața ei. Acum nu mai poate să facă treaba asta. Are problemele ei de sănătate pe care le are. Și s-ar putea ca persoana care a pus întrebarea asta să fie o persoană mai tânără. Eu zic două lucruri în legătură cu întrebarea asta. În primul rând, încercați să găsiți o soluție dacă e posibil să dați kilogramele alea mai jos. 1, 2, 3, nu știu câte. Încercați să mai scăpați din ele. Nu puteți să nu faceți nimic, nu-i cinstit. Dacă soțul se împiedică în treaba asta, încercați să lucrați cât e posibil. Dar soțul ar trebui să accepte că dacă nu e în situația dumneavoastră, nu știe cât de greu e să slăbiți. De pildă, soția mea a postit anul trecut. A vrut să postească 40 de zile și a postit numai 36 de zile. A băut doar apă, n-a mâncat niciun fir de, niciun bob de orez, nimic, nimic. 36 de zile, n-a băgat nimic în gură. Și vrea să postească 40, dar eram în misiune, am trecut printr-o experiență mai complicată și a fost o presiune emoțională foarte tare pe ea și n-am mai avut puterea necesară să continue. Dar ce am vrut să spun este că am văzut că face ce depinde de ea și asta mi-a atras admirația și am înțeles că ea își face partea, dar e depășită de anumite chestiuni. Ei bine, tot la fel. Eu vă recomand, doamnei, surorii care pune întrebarea asta, faceți ce puteți. Iar de restul, soțul trebuie să înțeleagă că e o chestiune care nu poate fi ușor controlată. Știți că oamenii, în general, sunt de două feluri. Sunt cuptor sau frigider. În cuptori, ce pui dispare, în frigideri, ce pui, când te duci, tot acolo este. Ei, unii sunt frigider, adică le pui și acolo sunt, economici, alții ce pui arde. Eu pot să mănânc, toată viața am vrut să fiu un pic mai greu, că mă cam ia vântul și niciodată n-am putut să mă îngraș. Am mâncat până... Așa sunt eu. Am un organism care arde tot. E un foc mare și arde tot. Soția mea e invers. Mănâncă mai puțin decât mine și e cât este. Dar nu știu să răspund mai bine la chestiunea asta, decât așa, într-o manieră mai spirituală. Mai e un bilet, închei. Trebuie să fiu supusă soțului când el încerce să mă port îmbrăcată provocator în public? Trebuie să răspund într-un fel în care răspunsul meu să aibă valoare pentru amândoi. Și uite cum răspund. Dacă soțul îți cere lucruri care sunt în conflict cu ce îți cere Dumnezeu, ești pus între a asculta de unul dintre cei doi. Este ușor de înțeles de cine trebuie să asculți. De Dumnezeu. Dumnezeu îți cere să te îmbraci decent și fără să te îmbraci provocator.
ești o femeie credincioasă, corpul pe care îl ai trebuie să fie provocator în dormitor, nu pe stradă. De aceea, ascultă de Dumnezeu și nu te îmbrăca așa. Încearcă să-i spui soțului că nu ai intenția să nu-l respecti. Nu ai intenția să-l înfrunți și să nu-i împlinești dorința. Dar încearcă, spune-i așa, tu pe mine mă pui între tine și Dumnezeu. Și îmi cer să nu-l ascult pe Dumnezeu, să trec peste conștiința mea. Spune-i un verset din Biblie care spune așa, ce nu vine din încredințare este păcat. Spune, eu am încredințarea că trebuie să mă îmbrac ca o femeie credincioasă. Și tu îmi cer să trec peste încredințarea mea și ăsta pentru mine ar fi un păcat. Crezi că ar fi bine să păcătuiesc pentru ca să te satisfac pe tine? Nu țipa la el, nu te certa cu el, adu-i un argument, roagă-te, nu îi spune prea multe lucruri ca să nu se enerveze sau să se simtă atacat, dar opinia mea personală este că atunci când cineva, indiferent cine, îți cere lucruri opuse la ceea ce îți cere Dumnezeu, ai obligația să refuzi pe oricine și să-i dai prioritate lui Dumnezeu. Eu așa cred. Mulțumesc frumos!